un profil liberal. Deci eu înțeleg greu de ce Partidul Liberal și-a închipuit că va face din el un primar. Indiferent de ideile lui sau ale altora care i le-au băgat în cap, Marian Munteanu nu are ce să caute ca, să zic așa, aderent la PNL și reprezentând practic a doua funcție în stat. Criticul literar a mai acuzat că PNL este în criză de oameni, iar alegerea lui Munteanu în funcția de primar general ar fi o catastrofă. Sunt cu prisosință dovesc că Marian Munteanu nu e niciun spirit democratic, niciun spirit liberal. Ce se caută el ca reprezentant al PNL-ului? Unde mai pui? Că dacă cumva se alege ceea ce... Mă, eu nu cred, nu sunt atât de pesimist. Marian Munteanu nu va face nimic la primărie, pentru că pur și simplu e în afara competențelor lui. Scriitorul Nicolae Manolescu a mai declarat că de-a lungul timpului fostul lider al studenților a făcut declarații pro-legionare fățișe și că are idei extremiste. Marian Munteanu este candidatul cu numărul 3 al PNL pentru primăria capitalei. Asta după ce un europarlamentar, Cristian Bușoi, și deputatul Ludovic Orban au ieșit din cursă. Imediat după numirea sa, la adresa lui Munteanu au început atacurile atât din partea societății civile, cât și din partea politicienilor. Candidatul M10 pentru primăria capitalei, Ciprian Ciucu, propune alegeri primare pentru desemnarea unui candidat comun al Dreptei pentru București. Ciucu a explicat că PNL, Uniunea Salvați Bucureștiul și M10 ar trebui să aleagă între el și Nicu Șordan, ceea ce le-ar permite liberalilor să se trezească, citez, din visul urât numit Muntean. Ar fi un dezastru dacă primăria Bucureștiului va ajunge pe mâna Gabrielei Firea, nu pentru că ar fi propriu zis pe mâna dânsei, ci pentru că va fi pe mâna primarului de voluntari Florentin Pandele. Soluția pe care o văd presupune ca forțele de centru-dreapta, adică PNL, USB și M10, să adopte o modalitate democratică și participativă pentru a susține un candidat unic, pe cel mai bine pregătit dintre candidați. Vorbesc despre alegeri primare. Pe scurt, cred că PNL ar trebui să mă susțină pe mine și să avem alegeri primare între mine și Nicu Șordan, pentru ca dreapta să vină cu un candidat unic, deja testat și validat democratic. Ciprian Ciucu prezintă și avantajele acestei soluții propuse. PNL s-ar trezi din visul urât care l-a adus în situația de a propune un candidat care reprezintă orice, dar nu liberalismul. Am avea de fapt o alegere în două tururi și am trage o palmă PSD-ului care și-a croit legislația electorală după propria ei măsură. Dezbaterile dintre mine și Nicu Șordan vor capta atenția presei și a oamenilor de centru-dreapta, vor energiza electoratul și vor pune în plan secund o eventuală candidatură ce ar putea fi anunțată în ultimul moment de către Traian Băsescu. Ciucu consideră că există suficient timp și mijloace pentru realizarea alegerilor primare. Invitatul jurnalului în această seară este domnul Marian Munteanu, candidatul PNL la alegerile locale pentru primăria Bucureștiului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! În ultima săptămână ați primit foarte multe critici. Foarte multe critici ați primit, unele venite și din partea ONG-urilor. Dumneavoastră spuneți că faceți parte din societatea civilă. Cum vă explicați că de acolo vin și aceste... Adică eu spun că fac parte din societatea. Nu, dar și dumneavoastră sunteți un membru, nu? Am și eu dreptul ăsta, nu? Deci, în primul rând, să lămurim un lucru. Vă rog. Domnul Manolescu a emis niște aprecieri cu privire la persoana mea și sunt obligat să-i răspund. Cu tot respectul. Domnul Manolescu nu este calificat să-mi evalueze mie competențele în acest domeniu. Domnul Manolescu este un critic literar cu o anumită reputație, se ocupă de literatură. Pentru a participa la un proiect care vizează administrația, trebuie să dovedești anumite competențe. Eu în viața mea am muncit, am creat companii și am participat atât cât am putut la acest efort al nostru, al tuturor, de a avea în România o economie de piață. Să le luăm pe o clipă. Rând. O clipă, domnule. În ce domeniu? Pentru că și asta vi se reproșa. În domeniul resurselor umane. Ce companii? Deci am creat o agenție de resurse umane pe care și-am și condus-o vreme de vreo 4 ani și ceva. Am mai creat niște companii mai mici, dar cu activități destul de bune, tot în domeniul serviciilor. Și vreau să vă spun un lucru care e foarte important. Eu toată viața mea, stimate domnule, eu am trăit din munca mea și din banii creați de mine, câștigați de mine în mod cinstit și alături de mine au câștigat și alții.
am participat la acest efort economic cu toată corectitudinea. Ca dovadă că timp, e faptul că timp de o săptămână toți vorbesc despre tot felul de lucruri, dar nimeni nu suflă o vorbă. Într-o țară în care de 20 și ceva de ani avem exemple cu duiumul de tot felul de indivizi care iau bani de colo, din altă parte. Știți foarte bine discuțiile despre sursele acestea financiare care se orientează într-o anumită direcție în societatea românească. Eu mi-am plătit taxele, mi-am plătit impozitele, am creat locuri de muncă, adică am făcut ceea ce trebuie să facă orice om care, zic eu, ar putea avea respect pentru o concepție economică, poate este pentru o concepție economică, precum cea, de exemplu, a lui Brătianu. Da? Pentru că tot vine domnul profesor să ne vorbească nouă despre ce înseamnă liberalism. Aici este vorba de național-liberalism. Și concepția economică a lui Brătianu vizează tocmai, printre altele, întărirea economiei românești. Eu am participat la acest proces, sigur, în limita unui anumit domeniu de activitate potrivit pregătirii și competențelor mele, însă, spre deosebire de foarte, foarte mulți, cred că majoritatea celor care tot apar, apar unde, domnule? Pe media, pe internet, cu tot felul de acuzații. Mulți eu măcar... Ce? Mulți ce? Membrii ai societății civile? Mulți reprezentanți ai societății civile. Dați niște nume, îi dați dumneavoastră. Păi nu vedeți că dumneavoastră primiți critici? Nu stau critici? Să primesc critici de la cine, domnule? De la ONG-uri. Au fost de la ONG-uri. Eu, spre deosebire de aceste ONG-uri, eu am adus bani la bugetul statului. Și nu am luat bani de la nimeni niciodată. Vreau să vă fie foarte clar. De la cine clar. Au luat? Că e foarte important. De la absolut nimeni eu nu am nu luat. Nu dumneavoastră, niciodată. De la cine au luat ceilalți? Dom'le, sigur, foarte frumos, în sistemul acesta al ONG-urilor există, se aplică pentru surse de finanțare diferite. Din zone bugetare, din alte fundații, din țară, din străinătate. Există mecanisme de acest tip și este foarte bine că există. Numai că atunci când vorbim despre competențe de administrație, organizare și economie, acești domni trebuie să fie mai reținuți. Mai întâi să creeze ei 5 locuri de muncă și să le mențină prin gândirea lor și prin munca lor și după aceea să vină să pună etichete cu privire la competențe manageriale. Poate era un... Acum. Eu încerc să vă ajut, domnule Munteanu, să vă spun jurnalistic, da? Jurnalist, poate da. Presa ar fi trebuit să afle despre acea companie, chiar dacă sună ca o laudă. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Vă întreb eu, ce companie? Bun. Deci v-am spus despre ce este vorba. O să invit la un moment dat pe toată lumea să vină să vadă documentele. Nu stau să fac acum circ aici, să vin dar cu niște, cu niște mormale. E atât de simplu. Eu, nemai fiind manager de foarte multă vreme în compania aceea, nu am de gând să o implic. Din ce an? Din 1900, cred că din 2000. Începutul anului 2000. Eu m-am retras din activitatea managerială, rețineți. Mai am un pachet de acțiuni minoritare pe care acum discut să le cesionez, pentru că nu doresc să mai am o participare nici măcar minoritară, am 29% în nicio firmă, tocmai pentru a nu mai avea o legătură cu acest mediu, căruia am dedicat ani buni din viață. Am muncit. Pe lângă aceasta, și este foarte important, că tot vorbim de societatea civilă, să știți că societatea civilă nu înseamnă numai niște grupuri de societăți culturale sau ONG-uri care vin să pună note și să ofere calificative. Mișcarea patronală, activitatea de comisie de dialog social, guvern, patronate, sindicate, este și aceasta o componentă a societății civile. Am o experiență, eu zic, cu destul de importantă în acest domeniu și ca dovadă puteți găsi opinia colegilor mei din mișcarea patronală cu privire la activitatea mea acolo vreme de mai bine de 12 ani. Deci, cum să vă spun, faptul de a prelua tot timpul niște chestiuni, ca să nu mai spun de alte competențe legate de organizări, de mari organizații în țara aceasta, despre care nimeni nu vorbește, toată lumea se referă la niște texte, la niște aprecieri scoase din context. Eu delimitându-mă, le lămurim, delimitându-mă foarte clar de orice formă de extremism, fascism, nazism, legionarism, orice doriți dumneavoastră, am fost întotdeauna un promotor și împreună cu colegii mei am promovat democrația, drepturile omului, libertatea și spiritul civic pe pielea noastră. Să înțeleg nu așa. Prin vorbe. Vă delimitați de tot ce înseamnă doctrină legionară? Am repetat-o de 100 de ori, cred că în aceste săptămâni aproape în fiecare zi am făcut același lucru. Mă delimitez și acum,
dar am făcut-o în vremea aceea. Atenție, nu acum. În anii aceia, chiar și în întâlnirile cu foștii deținuți politici, dintre care unii erau fost simpatizanți ai acelei zone, am făcut aceste delimitări și le-am făcut în scris. Dar nimeni nu le citează. Adică, cum să spun? Păi facem așa titlu. Marian Munteanu, două puncte. Mă delimitez de tot ce înseamnă legionarism. Absolut, pentru că nu am avut o participare în acest domeniu. Eu însă, în anumite contexte, am participat la reuniuni sau la dezbateri, în general legate de activitatea fostilor deținuți politici, chestiuni cu caracter istoric, nu caracter politic. Din punct de vedere politic, am susținut principii foarte clare. Le-am afirmat atât în viața publică, cât și în documente, în mesaje, în acte oficiale pe care le-am emis sau la care am contribuit. Din punct de vedere al ideologiei creștine? Cred că în momentul în care discutăm de o construcție a unui stat, o construcție cu efecte pentru întreaga populație, trebuie să ții cont de toate componentele vieții sociale, economice, culturale și spirituale. Într-o țară nu există numai oameni de un fel. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că am o opinie mai puternic pro-creștină decât a avut-o Brătianu însuși, care să știți că nu era un anticreștin. Faptul că în România există o majoritate enormă creștină. Sigur, cel mai important ca număr este comunitatea creștin-ortodoxă, dar există catolici, există protestanți. Sunt 90 și ceva la sută din oamenii acestei țări sunt creștini. Pentru numele lui Dumnezeu, oare ei nu au drepturi? În momentul în care vorbești de orice măsură administrativă, de orice proiect, tu trebuie să ții cont de dorințele, de obiectivele, de dezideratele cetățenilor pe care îi reprezinți, atenție, a tuturor cetățenilor. În context, atunci. Inclusiv, nu numai de opiniile unui grup sau al altuia. Toți avem drepturi în țara aceasta. Și musulmanii sunt cetățeni. Și ei sunt drepturi. Și nu spune care vă este poziția în legătură cu construcția moscheei de la București? Cu privire la construcția moscheei, am spus foarte clar. Noi cu Turcia avem o relație specială. Sunt aliatul nostru strategic și un partener în NATO. Un popor cu care avem de 80 de ani un puternic tratat de prietenie semnat pe vremea fondatorului Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Eu sunt convins că ar trebui discutat cu partenerii noștri turci și ceva îmi spune că s-ar putea să înțeleagă și dânsii că în contextul actual lucrurile trebuie abordate cu multă înțelepciune și cu multă prudență. Nimeni nu dorește tulburări, nimeni nu dorește extremism sau situații de niciun fel. Poate ar trebui amânată această discuție ca lucrurile să se așeze în rostul lor. Până când? Trebuie evaluat. Nu poți da pe la prima vedere să înțeleg, în orice domeniu să trebuie că făcută societatea nu este pregătită. Dar dumneavoastră credeți că nu numai în România, dar în Europa, credeți că acum este un moment de acalmie, de pace, de relaxare? Eu mai nu ales cred. Cu dacă nu pun credeți. Întrebări. Deci dacă nu credeți... Interesant, da, ce credeți dumneavoastră. Și dumneavoastră, și dumneavoastră sunteți un cetățean, nu? Acum intru în rolul de moderator și jurnalist. Nu, dar nu o să puteți jurnalist. Și din ala de cetățean, că oricum vă sunteți. Vă rog, dumneavoastră. Deci, suntem într-un moment foarte delicat și foarte dificil. Pledez pentru o abordare rațională, echilibrată, acestui aspect. Și sunt convins că reprezentanții instituțiilor statului, ai cetățenilor în primul rând, cultele religioase toate, se vor consulta, vor exista discuții cu cei care au această inițiativă, în primul rând cu muftiatul Tur din România. Și vor găsi, eu chiar am sesizat la un moment dat, a fost o declarație foarte înțeleaptă din partea muftiatului. Spune, noi, în acest moment poate ar trebui să reconsiderăm momentul în care să declanșăm un asemenea proiect. Pentru că toată lumea dorește pace. Și pace socială, și pace spirituală, și bună înțelegere. Dar am impresia că sunt oameni care vor să instige tot timpul la agresivitate, la violență, la neînțelegere. Și atenție, la plasarea unor teme într-un raport de prioritate față de altele. Ori, practic, eu am venit în această dezbatere ca să mă refer
la chestiunile care interesează pe bucureșteni, pentru numele lui Dumnezeu. Și moschee interesează dacă se va construi păi sau nu. Eu sunt convins că și bucureștenii... Și de la primărie vin semnăturile. Și eu sunt convins că bucureștenii își vor spune cuvântul. De aceea am și propus, e unul din principalele puncte în programul meu, ca să existe o modalitate de consultare permanentă a voinței bucureștenilor, pe lângă categoric. Consiliul General, referendum ar fi o soluție? Consultarea prin referendum este una din soluțiile cele mai bune. Pentru că, vedeți, aduceți-vă aminte cum a fost problema orei de religie în școală. Este o experiență din care toți trebuie să tragem învățăminte. Practic, acolo a fost un soi de referendum așa, neoficial. Pentru că 90% din părinții acestei țări au semnat că vor ca copilașilor să aibă parte de această oră în școală. Cât scandal nu s-a făcut! Păi așa ne întoarcem, dacă vreți, la problema ideilor legionarismului. Stați puțin. Ce are creștinismul? A plecat, da? Legiunea Arhanghelului Mihail. Așa. Pe ideea de popor creștin. Poporul ăsta e creștinat de Sfinții Apostoli. Pe cuvântul meu... Dar din acest punct de vedere, nu, dar stați că n-am zis că e ceva negativ. Asta ar fi și culmea. Da. Dacă o să spunem că faptul că suntem un popor creștin este ceva negativ... Dar susțineți din acest punct de vedere ideile care au stat la baza... Că poate de aici au plecat neînțelegerile. Care idei? Nu vă înțeleg. Creștinismul. De cum să nu susțin creștinismul? La toată țara susține creștinismul. Cum adică să nu susțin creștinismul? În acea idee a legionarismului... La modul ăsta vă întreb, ca să lămurim, domnule Muntanu. Dar ce are legionarismul cu creștinismul? Creștinismul e un pic mai vechi, vreo aproape 2000 de ani. Nu considerați că ideile de bază au plecat de acolo, nu? Da, domnule. Cum să plece de acolo ideile de bază? Nu era una ideile dintre... Ideile creștine, nu să spun eu, sunt formulate în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, în cazul nostru al ortodoxilor și al catolicilor, iar cultele protestante se concentrează pe învățătura Sfintei Scripturi, sola Scriptura, cum spunea Luther. Dar toate, fundamentul acestei morale, acestor îndemnuri spre iubirea aproapelui, cum spunea, să stau la baza civilizației europene, că unora nu le place treaba asta, eu nu am ce să fac. Cum să spun eu, e vorba de o realitate atât de puternică și atât de profundă, pe care nu ai dreptul, în primul rând, ca om politic, nu ai dreptul să o ignori. Pentru că un om politic este obligat, un administrator, un oraș, e obligat să țină seama de realitățile acelui loc, acelei comunități. Apropo nu de pot realități. Fi unii favorizați și alții defavorizați. Total de acord. Toți trebuie să fie tratați într-un mod echilibrat. Dumnezeule, ce are asta cu legionarismul? Nu, v-am întrebat dacă din ideile legate de creștinătate și sprijinirea acestui curent pe care le-au avut, că poate de aici vi se trag criticile, domnule Munteanu, v-ați gândit la adică acest aspect? Adică eu sunt criticat pentru că niște nefericiți și alții care erau criminali au făcut anumite lucruri, au anumite excese sau anumite abateri în nu știu ce an, acum nu știu când, pentru că erau creștini sau cum? Nu înțeleg. Nu erau creștini, dar... Păi atunci... Nu, ba erau și creștini, dar înțelegeți? Creștinii... Dar pe acest fundament... Creștinii pot fi oameni cinstiți, bun, unii sunt păcătoși și unii sunt foarte păcătoși și foarte răi. Asta este cu totul altă situație. Și legionarii au fost păcătoși și foarte răi. Categoric au fost mulți dintre ei foarte păcătoși. Alții au fost naivi, erau tineri, poate nu au avut o implicare. Adică, cum spun, erau o lume diversă. În România s-au comis atâtea nedreptăți și atâtea crime. Unele sub diferite acoperiri ideologice. Pentru că asta credeți că înainte de legionarii ăștia nu au fost crime în România? Păi luați istoria României, Dumnezeule. Au fost și înainte, să încheiem au fost și după. Lecția de istorie și să păi, trecem... Zău așa, încă o dată. În realitate, în acest moment, da. Cât mai aveți până depuneți candidatura? Când o depuneți? Zilele următoare s-a discutat, se strâns semnături să se ajungă la o cifră normală. S-au strâns, dar nu să nu fie chiar... Să cât fie aveți? Mai mult. Nu am întrebat. Ați fost și dumneavoastră pe stradă? Adică să strângeți? Să strâng eu, da. Semnături? Nu, eu am avut întâlniri cu organizațiile. Până acest moment m-am întâlnit cu două din organizațiile partidului. Am avut întâlniri cu mulți reprezentanți ai unor organizații ONG-uri. Și de asemenea am avut o întâlnire chiar astăzi, foarte interesantă, cu un grup de simpatizari, reprezentanți
ai unor asociații care s-au desprins din Partidul Național Țărănesc, care și dâns și au venit alături de mine. Și au venit cu semnături strânse? Sigur că da, strâng liste și acum. Cine vă ajută cel mai mult în această... În primul rând, Partidul Național Liberal, nu? Pentru că acesta este partidul care și-a asumat această candidatură. Și vreau să vă mai spun un lucru, ca să fie foarte limpede. Am mai spus-o, dar poate e bine să o repet. Eu am venit să candidez pentru funcția de primar general, acceptând cu plăcere o invitație foarte onorantă din partea unui partid. Eu cred că este cel mai important partid din România. Să știți că toate datele și activitățile mele, inclusiv tot ceea ce citiți și astea scoase din contexte, sunt prezentate de mine public de 20 de ani. Eu am spus tuturor, toate lucrurile din viața mea, ele nu sunt niște mistere sau niște necunoscute. În momentul în care cineva m-a invitat la un lucru, eu am spus, uitați, aceasta e activitatea mea profesională, economică, civică, culturală și științifică. În fiecare domeniu am avut și eu contribuții, unele mai importante, alte poate mai puțin importante. Cu acest patrimoniu de muncă adunat de mine, în 30 de ani de muncă, eu sunt ca o carte deschisă. Dacă cineva are ceva de spus, să spună, dar să spună argumentat și să găsească în această activitate a mea lucrurile care, pe de o parte, nu m-ar califica să administrez într-un post de administrație sau lucrurile care m-ar împiedica să, știu și eu, să am o prestație normală, firească, și acele elemente care știu și eu ar fi de natură să îngrijoreze că eu aș fi un element care, vezi, Doamne, aș avea o orientare greșită sau diferită de cea dezirabilă pentru România. Deci, din acest punct de vedere, întreaga mea activitate, din punctul de vedere, să spunem, cu sens larg politic, din tinerețe până acum, a fost aceea de a milita pentru o Românie democratică, în care să se respecte drepturile omului pentru toți cetățenii, pentru crearea unei economii de piață într-un climat, atenție, de corectitudine, de oprirea coțiilor și de îndreptare. Eu revin la chestia. Ce e așa greu? Pentru că nu fac aici o asemenea referire, pentru că acolo sunt oameni care nu au nicio legătură cu activitățile mele publice și eu nu vreau să implic în niciun fel. Păi de ce ar fi rău? Corect. Ar fi poate ceva de lăudat. Domnule, dumneavoastră vedeți ce se pune la cale în toată această campanie de denigrare, da? Ce se pune la cale? Se pune la cale învinuirea mea de fapte neadevărate, de care mă dezic complet, pe care le condamn, și nu am de gând ca această campanie să se răsfrângă împotriva altor oameni care, cum să spun eu, au eventual singura vină, că eu sunt unul dintre acționarii care mai decide câteva procente acolo. În foarte scurt timp le voi cesiona, am avut deja discuții cu niște oameni de afaceri, voi cesiona acțiunile și după aceea o să discutăm despre aceasta. Perfect. Ca în acest fel să nu mai am nicio legătură cu aceste firme. Să înțeleg că declarația de integritate este completată? De la Partidul Național Liberal? Da. Declarația, adică a partidului, bineînțeles. De depunerea candidaturii. Nu, e declarația de adeziune, aia se va completa. Fiecare candidat trebuie să depună o declarație de integritate. Nu, aia o să o semnez, sigur că da. Încă n-ați semnat-o. Nu, urmează eu un ceremonial, o să participe toți candidații, toți vom semna. Bănuiesc că va fi ceva organizat festiv un pic pentru a se prezenta și programul și bineînțeles că o să semna, nu am niciun fel de emoție. Miercuri ar trebui să fie, din câte știu. Se va stabili, cred că, mâine. Și spuneți că semnăturile sunt aproape strânse toate necesare. Cred că s-a depășit deja numărul necesar. Cât trebuie să adunați dumneavoastră? 18.000 de semnături. 17-18.000. Și deja sunteți peste, dar n-ați mai vrea să adunați? Am înțeles că deja s-a depășit un pic, dar să crească numărul, să fie un număr consistent, pentru că întotdeauna știți cum e la listele de semnături, să nu fie vreo greșeală, să nu fie vreo discuție, mai bine să fie mai multe. Programul? La acest program lucrează o echipă întreagă de experți, pentru că să știți că experți de la PNL și de la PDL și experți independenți, oameni cu calificări foarte înalte și oameni foarte serioși.
Ne bazăm, bineînțeles, și pe programele anterioare care conțin anumite idei pozitive. Vin și eu cu câteva puncte de vedere care cumva sunt adăugate la anumite chestiuni tehnice și acest program va fi foarte curând finalizat și în momentul acela va fi prezentat. Nu are rost acum să vin să dau foarte multe detalii. Și cum veți face câteva prezentarea? Câteva lucruri le-am spus. Prezentarea o veți face într-o conferință de presă sau absolut veți merge... Voi prezenta și în cadrul unei manifestări organizate de partid pentru tocmai lansarea acestui program și, bineînțeles, vor fi conferințe de presă, voi prezenta pe larg elementele care compun acest program, ideile respective, voi veni și împreună cu diversi experți din diverse domenii care vor, își vor spune și ei punctul de vedere, pentru că, să știți, un oraș, o comunitate, nu se conduce, nu se administrează, cum să spun eu, prin expertiza unei singure persoane. Este acest lucru imposibil. Ai nevoie de arhitecți, ai nevoie de ingineri, ai nevoie de constructori, ai nevoie de specialiști în mediu, ai nevoie de o mulțime de alte competențe care toate reunite să fie articulate într-un program coerent pe care primarul general are datoria să îl aplice. Și ai nevoie și de o discuție, dacă îmi permiteți, cu Consiliul General și cu cetățenii. Cu cetățenii. Sigur, cum da. Faceți discuția cu cetățenii? Că a spus mai devreme că n-ați fost deocamdată să stați de vorbă, nu v-ați întâlnit într-un M-am cadru. M-am întâlnit deocamdată cu câteva organizații ale partidului pentru a pune la punct anumite elemente de cooperare, pentru că este vorba și de programele candidaților la sectoare. Nu este vorba numai de programul candidaturii la primăria generală. Ele trebuie să fie corelate, trebuie să fie armonizate, pentru ca să putem oferi cetățenilor soluții inteligente care să reunească elementele din sectoarele lor cu acele elemente care țin de viziunea și de acțiunea și de intervenția primăriei generale. Nu se pot face astea, lucrurile astea în 3 zile peste noapte. Ele se muncește la ele, vor fi prezentate. Eu deja am prezentat punctele esențiale cu care mă prezint și cu care vin în fața cetățenilor. Voi supune atenției în mod răspicat încă o dată aceste lucruri, adăugând și elementele concrete de program. Nu o să vin acum cu o listă de aia, că fac toți promisiuni, că o să pună ei și metrou, și suspendate, și autostrăzi, nu. Eu am să prezint lucrurile care chiar se pot face. Înainte de program, da, să fie public. Vă întreb acum, ar trebui să fuzioneze Radetul cu Elcenul? Este una din ipotezele luate în lucru și se pare că suntem foarte aproape de a gândi o asemenea soluție, pentru că mai este vorba și de niște soluții locale, alternative. Dar această decizie o voi lua în curând, după ce o să mai am câteva runde de consultări cu specialiștii din domeniu, pentru a face și evaluările de proiecția de buget necesară. Acolo sunt niște datorii foarte mari, este peste 1 miliard. Sunt niște probleme de acest tip de rezolvare a unor chestiuni acumulate. Cred că peste 1 miliard este datorie acum. Și lucrurile astea nu se pot stabili așa pe loc la o întrebare. Se lucrează la lucrul acesta, dar fi sigur că în urma unei evaluări și a unei proiecții de buget, aceste lucruri vor fi prezentate. Pentru istorie, ați spus că v-ați întâlnit cu președintele Klaus Iohannis acum 8-9 luni. Da. Cum a decurs? Explicați-ne așa puțin. Cine a venit? V-a sunat președintele? Am fost căutat. Nu, cum să mă sune președintele? Nu. M-a căutat un domn cu care am discutat, un om politic, apropiat de președinte. Consilier sau un om politic? Un om politic, un senator. Un senator, vă rog. Un senator, de la ce partid? Partidul Național Liberal. Așa. Cine? O să aflați și numele lui, nu are acum importanța asta, nu intrăm în detalii. Am discutat, că era deja cunoscut prin anumite intervenții în mass media, despre niște proiecte și puncte de vedere ale mele cu privire la societatea civilă. Pe senatorul respectiv îl cunosc de foarte mulți ani și este și dânsul implicat într-o activitate din zona societății civile. Politician în societatea civilă? Păi da, pentru că este vorba și de relații internaționale. Înțeleg. Să știți. Adică România are nevoie, printre altele, și de o reprezentare internațională, în special în relația cu Statele Unite. Bun. Și am avut plăcerea să colaborez cu acest domn. Să vă întâlniți cu președintele? Și, nu, și primul rând, au fost mai multe discuții despre societatea civilă, situația existentă. M-a întrebat cum văd lucrurile, eu am spus cum văd lucrurile.
M-a întrebat despre cum cred eu că trebuie să fie rolul președintelui și am spus, nu, normal, rolul președintelui, care este un rol de mediator între stat și societate, eu sunt convins că trebuie să fie unul de preocupare pentru problemele societății civile. Spune și la Constituție. S-a și văzut, bun. Și cum ați ajuns la Cotroceni? Nu e interesant. Păi și mi-a spus, uite, la ora cu tare, în ziua cu tare, ne întâlnim la Cotroceni. A mers și senatorul cu tare. Da, sigur că da, nu m-am dus singur acolo să... A mai participat și altcineva? Nu. Dumneavoastră, senatorul și președintele. Da, da, da. Și ați discutat despre societatea civilă și... Da, și am prezentat punctul meu de vedere. Domnul președinte a fost interesat să afle și sunt convins că a făcut acest lucru cu oameni din diverse. Ați ținut cont? Ați văzut în deciziile dumnealui din ultimele luni? Nu, eu nu fac eu evaluarea deciziilor dânsului. Eu am spus punctul meu de vedere cu privire la ceea ce înseamnă societatea civilă, cu experiența pe care o am, și nu este mică experiența mea în acest domeniu. I-am spus că, în ceea ce mă privește, eu particip la și am prezentat activitățile. Înțeleg. Știa de unele, știa, să știți. Știa, era informat. Din cadrul societății civile. Și asta a fost tot. Considerați politica adusă de președintele României în acest moment deschisă către societatea civilă? Eu consider că pentru prima dată sunt semne că președinția României este o instituție preocupată de problematica societății civile. Mult mai mult decât oricare alt, pentru că eu nu fac confuzia de câteva grupuri și ansamblul societății civile, care este formată din sute de mii de oameni nemediatizați, nebugetați, dar care își fac datoria și încearcă să contribuie în domenii diferite, de la locul lor, cu mediul, deci, cu probleme de păduri. Președintele Klaus Iohannis este preocupat de societatea civilă. Eu cred că este preocupat de acest lucru și cred că are în vedere și este tot mereu interesat să afle felul în care diferitele organizații, asociații în societatea civilă se adresează în spațiu public și în ce fel sunt ele interesate să spună cuvântul. Faptul că, din păcate, sunt doar câteva voci care până acum au fost foarte puternice și care se prezentau așa cu un soi de aroganță, care, să știți că pe mine m-a deranjat. Adică cum poți să vii tu să spui, când reprezinți până la urmă câteva zeci sau sute de oameni, că tu vorbești în numele tuturor? Mi se pare totuși o lipsă de respect față de sute de mii de oameni care, să știți, nu se simt deloc reprezentați de aceste câteva 10-15 ONG-uri care clamează tot timpul că dar nu doar vreți să redați numele. Puteți să redați numele, domnule Montanu. E societatea liberă și democratică. Știu că au venit niște domnule la mine care mi-au spus, domnule, că este o organizație cu România curată, că e un cod de integritate sau nu știu ce pe care eu trebuie să-l semnez. Deci, domnule, zic, în primul rând eu nu recunosc oricui capacitatea și dreptul să mă evalueze. Acum, dacă se adune 4-5 oameni în sală să-mi dea mie un examen... Dar PNL-ul are dreptul să vă evalueze? În PNL, când intri, e un partid politic care are un statut și niște legi interne. De vreme ce accepti să intri acolo, așa intri în casa unui om, respecti regulile casei. Nu e normal. Noastră, când mergeți într-o vizită la cineva, respectați regulile respective. Nu-i firesc când intri într-un loc. Sunt reguli. Un partid, și în Partidul Național Liberal, există asemenea reguli. Dar acum nu se vină chiar oricine așa să treacă așa de mâine. Așa pot spune și cei care fac parte din ONG-uri, domnule. Sunt reguli. Eu nu vreau să mă înscriu în ONG-urile lor, domnule. Eu vreau să contribui și să am o relație cu toate organizațiile interesate, să aibă o relație în eventualitatea că voi fi la primăria generală, cu primarul general. Nu numai cu unii care pretind că ei sunt cei care decid. Dar dacă ajungeți primar general, veți ține cont și de opiniile lor? Categoric, dar voi ține cont, atenție, de opiniile tuturor cetățenilor care sunt dispuși să se pronunțe. Nu-i voi pune pe unii aici în față pentru că domniile lor au nu știu câți bănuți de nu știu unde și pe cei care nu au posibilități și au activități mai modeste sau nebugetate, nefinanțate, o ultimă întrebare, să-i lăsăm deoparte. Din acest punct de vedere. Pentru că o toți bucureștenii trebuie să fie avuți în vedere. Vreau să spun că președintele este deschis spre societatea civilă. Când a fost acea consultare cu mai multe ONG-uri, dumneavoastră ați participat? Nu. La aceea nu am participat. De ce nu ați participat? Dar de ce mă întrebați pe mine? Păi vedeți, spuneați că e deschis. Păi dar stați puțin, de unde să știu eu care a fost rațiunea pentru care într-un anumit moment au fost unii, în alte momente. Eu cred că au fost multe alte consultări.
Înțeleg. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Mitrăi. Din păcate, nu mai avem timp. Cu multă plăcere și vreau să vă asigur că din această discuție, în pofida tuturor lucrurilor care se spun, vreau ca să fiți convinși și dumneavoastră și cei care ne privesc. Că eu am fost toată viața și voi rămâne un om dedicat adevărului, corectitudinii, democrației, drepturilor civile ale cetățenilor și a unei acțiuni coerente, inteligente, eficiente în favoarea cetățenilor. Sigur că într-o dezbatere ca asta, într-o dezbatere sau dezbatere ca acestea, e cuvântul lor împotriva al celor care mă acuză. Vă mai așteptăm și după ce prezentați programul să discutăm în detaliu. Să decidă și decizia lor sigur. Sigur vor decide bucureștinii, că n-are cine altcineva. Sigur. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamne ajută. Ne întoarcem după o scurtă pauză.